Autorităților elvețiene li se cere de către cele aproximativ 30.000 de persoane care au semnat petiția să o expulzeze din țară pe Alina Kabaeva, despre care se crede că a fost trimisă de președintele Rusiei într-o cabană privată. În Elveția, internauții au lansat o petiție online cerând autorităților să o expulzeze din țară pe Alina, presupusă amantă a lui Vladimir Putin. Partenera de viață a liderului rus este fostă gimnastă. Potrivit presei din țară, femeia se ascunde într-o vilă din Elveția împreună cu cei 4 copii ai cuplului. Petiția a fost lansată pe un site online. Până în prezent a strâns peste 30.000 de semnături, anunță pe Twitter Nexta, cel mai mare canal de Telegram din Belarus, care furnizează știri. În ciuda războiului în desfășurare, Elveția continuă să găzduiască un complice al regimului Putin, se arată în mesajul atașat petiției scris în germană, franceză și engleză. De asemenea, într-o altă petiție se cere ca fostei gimnaste să-i fie retrase toate medaliile și titlurile olimpice obținute de-a lungul carierei. Kabaeva este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria gimnasticii ritmice, cu 2 medalii olimpice, 14 medalii la campionatul mondial și 21 medalii la campionatul european.